Venirea celor doi muncitori din Sri Lanka la o brutărie din localitate a produs tensiuni majore în comuna harghitană Ditrău. Pe rețelele de socializare a fost creat un grup ce numără deja 2700 de persoane, unde au apărut postări pline de ură la adresa muncitorilor și a proprietarului brutăriei, unele chiar incitând la violență. În localitate, oamenii își dau întâlniri pentru a-și arăta nemulțumirea. Astăzi vine 2, mâine vine 7, după aia pentru ei trebuie școală, pentru ei trebuie biserică. Foarte mulți oameni din cauza dezinformării s-au revoltat că vin migranții și ne atacă. Oamenii nu prea acceptă pe ăia care vin și cred că trebuie să plece. O nu știu cum, oficial. Bărbații au 22, respectiv 49 de ani și sunt brutari la cea mai mare fabrică de pâine din regiunea Gheorgheni. Înțelegem nemulțumirea lor, deci cele două persoane care au venit din Sri Lanka sunt angajați legal, sunt oameni cinstiți, educați, sunt brutari, care au experiență. Cei doi srilanchezi spun că nevoia de bani i-a împins să-și părăsească țara. That's why salary is my build my house. Salary I want to salary increased. Yes, Romania good country. My Sri Lanka little bit salary. Now Romania is big one. Good salary. Colegii celor doi muncitori din Sri Lanka au numai cuvinte de laudă la adresa lor și spun chiar că au de învățat meserie de la ei. Nu contează culoarea pielii, care ne înțelegem foarte bine, băieți muncitori. Ar trebui fiecare să-și vadă de treaba lui. Sunt de meserie brutari, încă chiar o să învățăm de la ei ceva. Conducerea brutăriei spune că au fost nevoiți să angajeze străini pentru că în 4 luni nu au primit niciun răspuns la anunțurile de angajare. Spre disperarea localnicilor, patronii plănuiesc să mai angajeze un brutar din Sri Lanka și 4 din Nepal.